Merge. Secundă. Bună ziua tuturor, sunt Tom Hardy, Alex Donovici, începem cu o glumiță. Tom Hardy este un actor pe care soția mea Cristina îl îndrăgește. Asistați la o mega premieră, primul video, probabil și ultimul, dar este ocazionat de faptul că au venit din tipar noile cărți Secretul Norișorului Roz și Țup 4. Și voiam să le descoperim împreună, să le vedem pentru prima oară împreună. Jur că nu m-am uitat până acum la ele. O să fie ușor dificil să desfacem împreună pachetul. Începem cu Secretul Norișorului Roz. Sper că se aude și muzica, compusă de Andrei Tudor, ne-a permis să o folosim pentru Țup. Acum tocmai tai folia de la Norișorul Roz, folosesc un cuțit, mai bine nu vedeți. Am tăiat șocat. Glumit, n-am tăiat nimic. Am tăiat folia, desfacem pachetul. Și pentru prima oară în lume iese un Secretul Norișorului Roz din... Taraaam! Premieră mondială, premieră galactică. Iată Secretul Norișorului Roz. Să vedem cum punem, ca să-l și vedeți. E o premieră de o premieră cu probleme. Ce să vă zic, asta este. Așa, voi o să vedeți cartea, eu nu o să o văd. O să răsfoim puțin împreună, cumva, nu știu cum. Ia, hai, profităm de muzică și... Vai, ce frumos, este roz! Iată titlul, ne ajută foarte tare muzica în acest moment. Iată, Secretul Norișorului Roz, cartea asta acum la mine în brațe, nu vă speriați? Ce carte minunată! Sunt sigur că toți copilașii o vor îndrăgi, mai ales dacă au citit prima parte și deja sunt prietenii Norișorului Roz. Pot să vă garantez că e o carte făcută absolut excepțional. Coperta cartonată, hârtia de cea mai bună calitate, tiparul de cea mai bună calitate, culorile minunate, ilustrațiile absolut superbe, realizate de prietena noastră Anda Anșin. Ne uitați-vă voi aici, ilustrații frumoase, nu știu cum vedeți voi, care e lumina, e bună, e rea, nu știu, nu-mi dau seama. Dar cartea arată superb. Poveste foarte interesantă. Pentru prima dată Norișorul Roz chiar intră în legătură cu un copil. Unul dintre copiii cărora le vegea el somnul, dar copilul ăsta nu dormea pentru că s-ar fi temut de întuneric, ci pentru că citea foarte mult și știe foarte multe copilul ăsta, și el va fi cel care îl va ajuta pe Norișorul Roz să scape de o teamă de-a lui, o mare, mare teamă, care îl făcea să plece la treabă cu ochii înlăcrimați. Așa cum plecăm și noi câteodată la serviciu cu ochii înlăcrimați, dar Norișorul Roz pleca absolut în fiecare seară cu ochii înlăcrimați. Hai că mă chinui, vă chinui și pe voi. Mai bine trecem la partea următoare, la cartea următoare, care este de fapt Țup. Dar pentru asta trebuie să mai pun o dată muzica triumfală. Asta e. Și acum să-l desfacem pe Țup, Țup 4, prietena mea Țup, cu care uite că deja ea crește, cresc și eu de vreo 3 ani cu ea, cresc și copiii voștri, creștem toți împreună. Cred că am trăit aventuri frumoase și interesante până acum și cred că această a patra carte o să vă placă. E un pic diferită față de cărțile anterioare. Are destul de multe emoții, așa se apropie de Țup 1, cred. Dar sunt și glume, avem și replici interesante, dialoguri interesante între curcanul Gelu, care devine și designer în această parte a patra, și Țup. Domnul Fulger, nu o să credeți, ajunge profesor, ajunge profesor și corbutor. Buhu Pădurii ajunge director de școală. Ce drăguță e, ia tot, Țup 4, să ne trăiască și să ajungă în cât mai multe case de copii, cum să țin telefonul. Minunată carte, ce bună e muzica. Blazonul nostru, poveștile Cristinei. Uite-o pe Țup 4, cuprins, aveți destul de multe capitole. Puteți să citiți mai multe seri, dar cartea e atât de mișto încât o să o citiți într-o seară, două, zic eu. Începem cu un vis de o viață. Chiar nu vreau să vă zic despre ce e vorba,
O să vedeți voi despre ce este vorba. Ilustrațiile seriei Damaskin Popa sunt tot mai drăguțe, tot mai drăguțe, dacă e posibil așa ceva. În această parte a patra, pentru prima dată veți vedea personajele îmbrăcate, pentru că merg la școală și bineînțeles că aveau nevoie de uniformă. Asta le și ajută însă să se maturizeze puțin, să vedeți că au crescut, să vedeți că totul se dezvoltă în această poveste a noastră. Avem personajul misterios și pentru că e misterios nu vă mai zic de el și așa v-am zis prea multe în postări. Avem ilustrații mari, se numesc spread-uri, avem ilustrații mici, păunițele, niște personaje noi de asemenea pe care o să le vedeți voi. Jobenul ăsta este al domnului Fulger, este purtător de joben, îi place foarte mult să poarte joben. Am tratat în această carte a patra două probleme importante pentru copii, pentru viitorul lor. De una se lovesc la școală, mulți dintre ei, este vorba de bullying și am încercat să explic foarte, foarte pe înțelesul lor cum pot să riposteze atunci când devin victimele bullying-ului, să riposteze nu într-un mod agresiv, să se apere, să încerce să-l descurajeze pe hărțuitor. A doua este o problemă a noastră a tuturor, este vorba de încălzirea planetei. Încălzirea planetei. S-a terminat din nou melodia asta, înseamnă că deja v-am ținut de vorbă foarte mult. Și explic fenomenul. Încălzirea globală cauzată de poluarea care creează așa o păturică deasupra Pământului care nu lasă gazele de seră să plece spre spațiu. Tocmai îmi scrie cineva. Gata că v-am ținut destul. Ce să vă zic? Puteți comanda noile cărți cu autograf de la mine și de la Cristina până poimâine, 20. Noi începem să le semnăm de astăzi. Din 21 dimineață încep deja să plece spre voi. Le puteți comanda și toate celelalte cărți vechi. Pe site-ul editurii sunt reduceri până la 25% dacă plătiți cu cardul. Suntem fericiți că am reușit să scoatem cărțile acestea acum într-o perioadă grea pentru voi, într-o perioadă foarte grea pentru piața cărții, într-o perioadă grea pentru edituri, pentru librării. Mulțumim tuturor celor care le-au comandat deja, care le vor comanda în continuare. Știm că este un efort financiar, dar sperăm să vă aducem bucurie și sperăm să-i ajute pe copiii voștri, să-i încânte. Eu pot să vă spun că în seara asta voi citi cu Alexandra Țupatru și Secretul Norișorului Roz. Tocmai am vorbit cu ea, acum face școala online și m-a rugat să-i promit că de seară vom citi ambele cărți și așa vom face. Mersi încă o dată și sper că a ieșit bine video-ul ăsta, nu o să trag altul. O zi bună să aveți!